Pentru a stabili durata unui clip adăugat în cronologie, pe lângă metoda de a trage de extremitățile clipului, mai sunt și alte metode de a edita clipul. De exemplu, dacă se dorește împărțirea unui clip în două părți, avem la dispoziție instrumentul numit Razor Tool, ce poate fi activat acționând acest buton sub forma unui foarfece. Se observă schimbarea pictogramei mouse-ului atunci când îl deplasăm în cronologie. Dacă se efectuează un clic într-un cadru, acolo se va crea o tăietură, creându-se astfel două clipuri separate. Trebuie să menționez faptul că orice acțiune întreprindeți în aplicația OpenShot poate fi anulată apelând la opțiunea Undo, care se activează cu ajutorul scurtăturii de la tastatură Ctrl-Z. Tot pentru a despărți în mai multe părți un clip, se poate efectua un clic dreapta pe respectivul clip și alege opțiunea Slice, care este compusă din trei opțiuni. Keep both sides, adică se vor păstra ambele clipuri rezultate în urma tăierii, Keep left side, prin care se va păstra clipul din stânga, și Keep right side, ce va păstra clipul din dreapta. Bineînțeles că pentru toate aceste instrumente există o serie de scurtături de la tastatură, scurtături pe care le puteți afla acționând meniul Edit și apoi opțiunea Preferences. Apoi veți alege tabul Keyboard. Puteți stabili scurtăturile dumneavoastră după cum doriți, dar v-aș sfătui să încercați să vă obișnuiți cu acestea implicite. Dacă, de exemplu, poziționăm un clip peste altul în cronologie, se observă apariția unui dreptunghi, adăugându-se astfel un efect de tranziție între cele două clipuri și anume efectul numit Fade. Dacă se dorește stabilirea unui anumit efect de tranziție, se execută un clic pe acest dreptunghi și apoi se apasă tasta Delete pentru a șterge acest efect. Apoi se acționează tabul Transitions și se alege din varietatea de efecte de tranziție efectul dorit, trăgându-l în zona timeline, în zona îmbinării celor două clipuri. După cum se observă, acest efect se derulează pe o durată mare de timp, motiv pentru care din partea dreaptă tragem această extremitate pentru a stabili o durată mai mică. Lângă tabul Transitions regăsim tabul Effects, ce conține diferite efecte ce se pot aplica clipurilor. De exemplu, dacă dorim să creștem luminozitatea unui clip, putem alege efectul numit Brightness and Contrast, trăgându-l peste clipul ce dorim să-l corectăm se observă o mică pictogramă ce conține litera B, peste care vom executa un clic dreapta și apoi vom alege opțiunea Properties, acțiune ce deschide în partea stângă a ferestrei aplicației o zonă în interiorul căreia putem stabili valorile pentru luminozitate și contrast. Se observă că am adăugat doar câteva din elementele multimedia pe care le-am importat în aplicație. Le voi adăuga și pe celelalte într-o ordine corespunzătoare. Pe lângă clipuri video, am introdus în cronologie și imagini statice. Aceste imagini sunt proiectate implicit de către OpenShot într-o perioadă de 10 secunde, perioadă prea mare pentru proiecția unei imagini. Dacă dorim să stabilim o anumită perioadă în care să fie proiectate aceste imagini, se parcurg pașii următori. Se execută un clic dreapta în cronologie, în zona în care am introdus imaginea, și se alege opțiunea Properties. În fereastra stângă a aplicației ne apare o zonă cu proprietățile pentru respectivul element multimedia. Căutăm în această multitudine de proprietăți proprietatea numită End și observăm că
este stabilită la 10 secunde, deci această imagine este proiectată implicit la 10 secunde. Dacă executăm două clicuri în această zonă, avem posibilitatea să introducem de la tastatură perioada în secunde pentru care această imagine să fie proiectată în interiorul clipului. După stabilirea perioadei, se apasă tasta Enter. Repetăm pașii și pentru eventualele imagini pe care le-am introdus în cronologie. După stabilirea acestor perioade, nu avem altceva de făcut decât să repoziționăm elementele în cronologie.